Alertă în Teller, două persoane sunt suspectate de meningită West Nile. Ambele au fost internate până la finalizarea analizelor care ar urma să confirme sau să infirme suspiciunile. O femeie de 48 de ani din comuna Rădești și un tânăr de 18 ani din Zimnicea sunt suspectați de meningită West Nile. Cei doi au fost internați la spitalele din Roșiorii de Vede și București. Medicii au prelevat probe biologice pe care le-au trimis pentru analize la Institutul Cantacuzino. Factorii favorizanți, că este foarte important pentru populație, în momentul ăsta sunt modificările de ordin climatic. Adică fix ce se întâmplă în România, valuri de căldură urmate de ploi abundente. În județul Teleorman avem două cazuri neconfirmate. Un pacient de 18 ani internat la spitalul Victor Babeș și Victor Babeș ne-a anunțat pe noi că există această suspiciune și a făcut demersurile necesare în vederea recoltării serului și trimiterea lui către Cantacuzino. Între timp a mai apărut o pacientă în vârstă de 48 de ani din comuna Rădoiești, care este internată la secția de boli infecțioase a Spitalului Roșior de Vede. S-au instituit toate procedurile care sunt de instituit prin sistemul de supraveghere și control a infecției cu West Nile în sensul următor. A fost informat centrul de donare de sânge și telefonic și scris că timp de 28 de zile nu mai trebuie să primească niciun donator din cele două localități, Zimnicea și Rădoiești. Au fost informați cei doi medici de familie, au fost informate primările că trebuie să intensifice dezinsecția împotriva țânțarilor. Dacă vreți, aici facem o paranteză, primările din județul Teleorman au fost informate începând cu 1 mai că trebuie să facă dezinsecția contra țânțarilor. Urmează să așteptăm răspunsul de la Institutul Cantacuzino dacă aceste cazuri se confirmă sau nu. Anul trecut, 80 de persoane au fost infectate cu virusul West Nile în perioada 1 mai 29 septembrie și s-au înregistrat 8 decese din această cauză. În anul 1996, România s-a confruntat cu cea mai severă epidemie de meningită West Nile din Europa, boală dată de acest virus. Oficial s-au înregistrat atunci peste 300 de cazuri.